19 septembrie 2016, au venit vreo 5 jandarmi să mă ia. M-au pus să mă îmbrac în 5 minute. Oare pot să-i filmez? Nu pot să-i filmez? De ce? De ce? Deci ăla e taxiul meu, da? Cita. 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 Bun, deci ce s-a întâmplat azi dimineața? Azi dimineața am deschis ușa și îmi pare rău că n-aveam camera în mână și am găsit în fața ușii 4 jandarmi. 4. Partea amuzantă este că din cei 4 doar 2 s-au mai întors cu noi cu mașina, ceilalți 2 au rămas aici jos. Nu știu, ploua torențial, n-au mai avut loc în mașină din cauza mea și a ghiozdanului meu. Ok, și de ce m-a luat jandarmeria? E bine, în decembrie mergeam pe străzile Bucureștiului și am filmat o fază. Prezentați documentele, vă rog. Omul este oprit pe sens invers, frate, și nu prezintă documentele. Se ceartă 3 polițiști cu el și el nu dă documentele. Vreau să știu cu cine stau de vorbă, domnul meu drag. Prezentați-mi cartea de identitate măcar, vă rog. Era vorba de un domn mai în vârstă care se parcase neregulamentar și un polițist încerca să-l legitimeze ca să-i dea o amendă și el refuza să se legitimeze. Și am stat acolo și am filmat toată faza. E bine, la finalul fazei, polițistul m-a întrebat dacă aș vrea să semnez procesul verbal ca martor și mi s-a părut că, na, ca orice cetățean responsabil, o să... E frumos să faci asta, Cita. Ca orice cetățean responsabil, o semnez procesul verbal ca să ajut polițistul în cazul în care cetățeanul nu o să vrea să-și plătească amenda sau o să o conteste sau whatever. Nu știu ce a fost în capul meu să mă bag în ratul ăsta. În fine, video a fost viral, are vreo 240.000 de vizualizări, este cel mai vizualizat clip de la mine. A fost preluat și de presă. Și faza este că domnul ăla în vârstă care și-a parcat mașina prost a contestat amenda. Și martorul a fost chemat la proces. Asta s-a întâmplat undeva prin martie, cred, sau aprilie, în contextul în care cazul avusese loc în decembrie. Și când am primit hârtia acasă că trebuie să mă prezint ca martor în cazul lui cutare, în fine, era un nume care nu-mi zicea nimic. Neștiind despre ce e vorba, eram și plecat din oraș și nu m-am prezentat ca martor nicăieri, pentru că cine naiba e domnul ăla și cine e ziua ca martor? Uitați-mi complet de toată scena aia în care eu semnasem procesul verbal. Câteva luni mai târziu am mai fost citat odată să vin ca martor. Și din nou eram plecat din oraș, așa că nu m-am prezentat. Așa că, long story short, am mai fost citat odată, de data asta cu o amendă de 500 de lei, pentru că nu-mi fac datoria de a mă prezenta ca martor și cu mențiunea că voi fi ridicat de jandarmerie. Azi, 19 septembrie 2016. Așa că, precum era de așteptat, în timp ce îmi luam micul dejun și mă pregăteam să plec, m-am trezit cu jandarmii la ușă. Ar fi multe de spus, nu știu cât e ok să spun. E posibil ca oamenii să se supere. Unul dintre jandarmi știa video și îl știa pe domnul din video și știa cazul meu. Nu înțelegeau care e faza și de ce e nevoie să vină ei să mă ia. Ce-am făcut? Se întrebau ei între ei. Ce ai făcut? Ce-a făcut băiatul ăsta de lom? Unul mă întreba de cât timp locuiesc în România, că vorbesc bine română, că a văzut că sunt născut în altă țară. Eu sunt de când aveam 7 ani în țară. Destul de mult cu ei în mașină și le-am ascultat conversațiile și am observat modul lor de gândire. Nu vorbeau tocmai frumos, mai ales de față cu mine. Astea-s detalii, nici nu contează. Cred că o să scriu un articol pe blog despre cum a fost să stau cu 3 jandarmi într-o dacie a jandarmeriei în fața judecătoriei. Ca să tragem o concluzie, povestea devine mai amuzantă. Ajung la proces acolo, mă bagă jandarmul înăuntru și aflăm împreună că procesul a avut loc fără mine. Adică, în fine, ședința sau cum se numește a avut loc fără mine, în absența mea. De ce? Judecătoarea a crezut că eu, martorul, nu voi fi adus din cauza vremii. Repet, ploua torențial. Astfel că au tras o concluzie din nou în lipsa mea. Asta înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, foarte mulți oameni și-au pierdut timpul ca eu să fiu dus acolo pentru nimic. Eu mi-am pierdut timpul pentru nimic și, în ultimul rând, sper că tipul ăsta care și-a parcat mașina cu nesimțire și a sfidat polițistul undeva în decembrie să nu cumva să rămână fără amendă. În contextul în care eu, cetățeanul care a vrut să ajute, se pare că în continuare e posibil să rămân cu o amendă de 500 de lei pentru că nu m-am prezentat ca martor de vreo 2 ori. Justiție. Dacă vreodată ești implicat în așa ceva, să nu te sperii dacă vin jandarmii să te ia de acasă. Chiar e fain, în primul rând că nu trebuie să mai dai bani pe taxi și în al doilea rând ajungi în timp. la destinație. Și în al treilea rând, nu trebuie să mai cauți sala în care trebuie să intri, în clădirea în care trebuie, e un amalgam acolo, te duce exact unde trebuie, te așează în sală și îți spun că buletinul este la doamna judecătoare sau domnul judecător și după ce vei fi chemat în față să spui ce ai de spus, vei primi buletinul înapoi și vei fi liber să pleci. Unul dintre jandarmi chiar mi-a spus să-mi iau toate lucrurile din mașină pentru că după proces nu mă vor duce acasă. Nu știu, poate că am o față de prost și a crezut că eu cred că mă vor duce acasă. Nu știu. Astăzi o să pedalez pe bicicleta Corinei care are apărător de ploaie. Asta este metoda săracului de a prinde un GoPro pe piept. E cam strâmbă, dar e ok. Nu știu exact care e treaba cu legile, nu știu dacă ai voie să pedalezi pe șina de tramvai, dar știu o singură treabă, când fac asta nu încurc pe nimeni. N-am niciun tramvai în spate, n-am nicio mașină în spate pe care să o încurc, n-am niciun cetățean care este încurcat de faptul că eu pedalez pe șina de tramvai. Am o singură regulă după care mă ghidez, care nu ține cu adevărat de legi, ține de bun simț. Eu cred că libertatea unui om se termină acolo când acel om afectează libertatea altui om. Atâta timp cât eu nu afectez libertatea nimănui, este ok. Problema cu tipul care a parcat mașina neregulamentar în decembrie este că încurca foarte mulți oameni, foarte mulți pietoni. Am făcut o poză pe furiș cu iPhone-ul din mașină ca să o pun pe Facebook, e tot ce am făcut. Mi-am spus de 10 ori să nu fac poză și să nu filmez în mașină, dar nu m-am putut abține. Și, na, măcar din toată experiența asta să rămân cu o poză.